Dați ceva după. Ajutați un pic al doi. Da, da, dar să filmăm ceva. Ah, lumea zice că e Austria, lumea zice că e Elveția. De fapt, suntem în Ungureni, în țara Lăpușului, la Podină Resort. Relaxare, aer curat, frumusețe. Dacă doriți să veniți aici pentru petreceri corporate, dacă vă nenorociți la nunți, tot aici, la Podină Resort, puteți să veniți. O clădire construită de la zero. O clădire care ține cât aproape jumate de stradă, la Podină Resort. Mai trec și mașinile din când în când. Avem ciocolată, Doamne ajută, avem de toate. Se pot face lucruri frumoase și în România. Ideea e să-ți dorești, ideea e să iubești locurile și să ai bani. Vedeți că nu, diu ăsta nu iese la multă lume, diu ăsta. Se zice Podină, Podină, Podină. Ce înseamnă Podină? Temelia de la baza clăii de fân. Aia e Podină. Dacă vreți să vă găsiți originile, să vă regăsiți pe voi, aici e locul, la Podină Resort. Ce am remarcat aici, că e o nuntă extraordinară și un cetățean, Vlad, te rog să focusezi, care nici în poze nu s-a putut abține să nu-și pună o pălincuță. Pălincuță bună și la venire, și la plecare, și la căprioarele, căprioarelor. Cu zgărdan, înseamnă că suntem în Maramureș. Cam un botu. Aici e casa de oaspeți, cartea de oaspeți. Toată lumea scrie. Totul la superlativ. Oameni atenți, atenție, un loc superb. Mulțumim pentru distinsa ospitalitate. Pentru cunoscători avem carte de rugăciuni. Și după ce am zis rugăciunile, nu-i așa? Se continuă cu. De la pantoful doamnei, la cizma domnului. Ui, 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 ui. Așa se prind peștii pe fishing and hunting, pescuit și vânătoare. Doamna Andreea! Doamna Andreea! Aici este lounge. Hai să vedem lounge-ul. Frumos. Dar nici nu-ți dai seama, lemnul ăsta, autentic, cu Maramureș, se revarsă în Podină Resort. Podină Resort. Good golly, Miss Molly! Maramureș, plai cu flori, măi dorule, mă. Unde sunt ai tăi ficiori, măi? În străinătate la construcții, că altfel cum se făcea și Podină Resort. Așa beau eu cu trupa, așa beau eu cu trupa. Paici pe la Podină, ai paici pe la Podină. O zis mama, cu degetele astea, ori te faci pianist, ori ginecolog. Acum eu nu-s ginecolog, dar pot arunca o privire. Good golly, Miss Molly! Unde e Andreea? Măriuță? Da. Cum e aici la Podină Resort? Unde a plecat stați aici în poze frumos? Cum credeți că e la Podină Resort? Cum e la Podină? Zi, zi, boss. O să am nuntă imediat. Azi? Tu ai nuntă azi la da, Podină? Da, da. Și ești mire? Da, nu m-am mire, nu poți fi dacă ești... Casă de piatră, tot ce vă dori. E gravidă mireasa? Am copil de 3 ani. Hakuna Matata. Aici, la Podină Resort, se întâmplă lucruri minunate. Nunți. Divorțuri încă nu sunt. Dar dacă mai stau eu mult pe aici cu tricoul ăsta... Ha! Doamna Andreea! 31 da, de camere. Toate sunt dotate cu baie proprie. Sunt distribuite în camere single, duble, triple, apartamente. Și per total, care e capacitatea? 82 de persoane. 82 de persoane. De la 82 în sus dorm în parcare. S-a mai întâmplat? În pod, pe fân. Este? Și cum acum îmi spuneți? În pod, pe fân. Mergem jos să vedem sala de evenimente, de nunți da. Și de team building corporate și după aia urcăm la conference room, nu? Exact. Că aici vorbim numai limba autentică moroșenească. De unde sunt? Ialomița. Ialomița. Foaie verde, foica vița, când umblam pe ea,
Lăumița. Ăștia divorțează sau numai se căsătoresc? Deocamdată se căsătoresc. Sperăm să nu divorțeze. El cu soția. De aici capacitatea maximă pentru 500 de persoane. 500 de persoane. Da. Și becurile astea nu consumă. Se economisește. Doamna din Baia Mare, haideți aici, nu vă furișați, haideți aici. Doamna a venit din Baia Mare ca să lucreze aici la Podină. Podină Resort. Și vă place aici? Foarte mult îmi place. Aici accent de sud aveți. Deci ia Lomița, Baia Mare. Mișcare. Ermenia Ito. Da. Acolo de aseară cum a fost? A fost super. Extraordinar. Am înțeles că Vlad a avut glume mai bune. Sunteți invidios pe Vlad? Mulțumim! Mulțumim! Din inimă. Vii aici, bei o limonadă, citești ceva. P.D. James, Device and Desires. Și vă mai recomand Dan Brown. No, ăsta e dat dracului. Patronul. Caricaturizat. Hai, Andreea. După pe aici, tine. Pe aici. A, pe aici. Ia, uitat. Sală, activități recreative. Deci să poți juca și filcăi. Ultima dată. S-au băgat bilele sâmbătă. Păi, planul nostru de afaceri este să devenim miliardari. Și când nu devenim miliardari, ieșim un pic să ne uităm la natură. Andreea, ai schimbat cu ceva locul ăsta de aici? Nu. Nu ai schimbat. Cu nimic. Vedeți ce aer curat. Văd asta și... Cât de frumos. Cleile de fân acolo. Ce priveliști frumos avem. Foarte frumos. Încă n-au pus manele ăștia de jos, dar e foarte bine. Data viitoare, când veniți, o să vă ducem în drumeție, să vă arătăm mult mai frumoase locuri. Deci se poate face drumeție, am înțeles că aveți și căluți. Da, așa. Se pot face și plimbări cu ATV-ul, cu trăsura. KPV-ul, cu ATV-ul, cu trăsura, cu... Frumos! Eu n-aș mai pleca de aici, Andreea. Dar mă aflu că ai soț. Ladies and gents! N-a intrat nimic, dar a rămas pe retină. Experiența de la Podină îți rămâne pe retină. Aici avem un apartament de lux cu două dormitoare, două băi și bucătărie. Aici a fost cazat și Joe Biden, înainte să... Friendly pentru copii, că nu cad jos. Uitați că astea două sunt mai sus. Cei care au copii înțeleg. În solarul ăla ce? Andreea, hai Andreea, nu în solar sta. Ce avem? Solar, de toate. De o să toate. Vă duc și acolo să vă dau roșii, castraveți, vinete avem. Kiwi, cum s-a făcut anul ăsta kiwi? Încă nu. Am înțeles că mai slab decât mai mango. Mai slab, da. Ideea e că totul e de lemn, totul e păscări, dar totul e superb. Aici am făcut și eu o baie. Ce e frumos aici, cum îmi spuse, uite, fiul meu, ăla mare, și-a uitat. De la Iron Man. Acolo ați dormit? Și bine am dormit. Se vede că am dormit, că patul e cu mâini, dar l-am... Avem doi băieți, e suficient. N-am mai încercat să facem și o soră. Ikea e lăpuș. Îndrăgostiții din Verona. Dacă era chestia asta în Verona, și nu în Lăpuș, Romeo și Julieta sfârșeau bine. Ghinion! Hai la nuntă! Hai la nuntă! Cine stă în capul Messi? Să dea cinste Miresi. Unde stau Miria? Acolo? Acolo unde-i cine doamna? Aranjează? Colega? Cum o cheamă? Nu este de la noi, doamna. Aici să pun bani. Aici. Cam cât se strânge de la o nuntă cu 350 de persoane? Aici vii, te relaxezi, îți iei un pahar cu tine. Da, avem și porculeț pentru copilași. Porculeț pentru copilași. Ăștia încă nu-s făcuți. Prietenii știu de ce, dar șogurii știu și... Și cum? Ha! Hai, cine e primul? Hai, Andreea, hai! Cine e primul? Hai, Andreea, hai! Cine a dormit mai mult? No, bine, tu. Asta înseamnă să fii bio de la un capăt la altul. De la cazare, de la mâncare și iar, wow, vine-te, ardei gogoșari, da? Ardei gogoșari și roșii. Sigur. Cine fură castraveții? Cine fură castraveții și roșii? E doamna Andreea cu băieții. Să rămână. Bună ziua! A stat la spectacol la seară? Da, am stat un pic, dar m-am dus acasă, că am fost
Tu are să nu-mi faci cu ochiul decât tu-ți de râdă. Ați râs un pic. Am râs un pic și apoi m-am dus acasă, că am fost tare ușor. Câți porci aveți? Numai 3. Numai. Dar câți ați avut mai mult? 5, 6? Ba, am avut scroafă cu purcei. Și i-ați crescut pătăți și i-ați vândut. I-am crescut și i-am vândut până făcut de 6 săptămâni. De 7, și apoi i-am vândut. Eu cam al câtelea cu porc de la scroafă aș fi, după cum vă uitați, așa. Dar fi, ai să iei bugăi de bun. Vă pup, să vă dea Dumnezeu sănătate. Sănătate, să vă dea. Ne vedem la toamnă. Place-vă, foarte mult. Roni, te salut, Roni. Mergi la somn. Nu mă duc, vreau să plătesc, mă... Ce se plătește? Da. La resort nu se plătește. Hai să mergem, nu mai trebuie. Ba da, se plătește, dar de cât ai consumat, nu, în plus. Priveliște, aer curat, posibilități de relaxare, sală de nunți, sală de evenimente, cazare până la 82 și de persoane. Îndemnăm pe cei care nu prea fac mișcare în timpul săptămânii să vină până aici. E la 100 de kilometri de Cluj și la cât de Baia Mare? Vreo 60 de kilometri. 60 de kilometri de Baia Mare. Podină Resort. Lux, eleganță și confort.